Despre animale foarte frumos a vorbit în poezia Contemplarea lumii din afara ei, Nichita Stănescu. Și că, iată prima parte a descrierii. Aici, în această zonă cosmică, sub groapa albastră, toți se mănâncă pe toți. Neîntrerupt, toți se mănâncă pe toți. Omul mănâncă pasărea, pasărea mănâncă viermele, viermele mănâncă iarba, iarba mănâncă resturile omului. Resturile omului mănâncă piatra, piatra mănâncă apa, focul mănâncă aerul și aerul mănâncă pământ. E de mâncare cât este, dar ea nu se termină niciodată. Zgomotul caracteristic este acel al fălcilor mestecând. La baza acestei foamete, la baza acestei neîntrerupte foame, este lumina din afară, este radiația oarbă, care adaugă celui mâncat și îi repune la loc partea mâncată. Diferite sunt învelișurile, iarba pentru pământ, apa pentru pești, blana și pielea pentru carne, țipătul pentru frică, literele pentru cuvânt. Și la urmă, peste tot, este aerul. Vorbește despre setea generală. Putem deduce însă că toate au un lucru comun, și anume burta, stomacul. În jurul stomacului, unora le-a crescut frunze, altora le-au crescut aripi, altora le-a crescut creier. De la distanță însă nu există aproape nicio deosebire între ce a crescut în jurul stomac și ce a crescut în jurul altuia. Toate aceste burți au aceeași foame, ca dovadă că se mănâncă unele pe altele, ca dovadă că sunt. Toate ființele și lucrurile de pe pământ trăiesc într-o deplină amestecare, deși totul nu este decât o nesfârșită cină, deși departe din cosmos, toți la un loc au o singură viață, deși de departe, de foarte departe, nu străbate până în cosmos decât un fin murmur de fălci și mandibule, de rădăcine și de valuri cronțărind. Da. Bună oară. Zice că... Deși nici aceasta nu poate avea o anumită înfățișare, totuși am putea spune, fără să ne înșelăm prea mult, că este o oarecare ordine, o oarecare așezare a ceea ce există acolo, adică la noi. Bună oară, atunci când cineva mănâncă, altcineva este mâncat. Nichita Stănescu.